Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Seara, doamnelor și domnilor, deși la început Răzvan Văvărotiș vă atenționează că această emisiune este un pamflet, noi ținem să precizăm că în această seară o să punem în fața dumneavoastră numai adevărul, o să spunem adevărul și numai adevărul îmbrăcat într-o mantie de umor, doamnelor și domnilor, pentru ce puștirile pe scurt. Colindătorii de la fisc n-au mai așteptat ajunul Crăciunului și au pornit din poartă în poartă. Colindele lor preferate sunt Deschide ușa creștine și O, ce veste minunată! 1 decembrie va fi ziua porților deschise la Parlament. Este singura zi din an în care oficial nu e nimeni acolo. Dezăpezirea unui kilometru de șosea costă în România de 5 ori mai mult decât în Finlanda, pentru că la ei zăpada e la mâna a doua. În spitalele din România, pacienții trebuie să-și cumpere medicamente. Până acum își cumpărau doar doctori. Dragii noștri, asta este, cu bune corele, viața merge înainte. Am ratat calificarea la mondiale. Ne pare rău. Am jucat slab. Nu ne-am dăruit în teren. Am dezamăgit suporterii. Dar să privim partea plină a paharului, cum zice Alina Plugaru, Bianca nu divorțează de Victor Slav. Asta da idee, asta da veste bună. Doamne, cine s-a gândit ca acoperișul de pe Național Arena să fie închis aseară la ora meciului? Băiat deștept. Dom'le, la ce slab am jucat pe gazon și marțienii se râdeau de noi. Așa că mai bine, a rămas acolo să vadă numai populația terestră. Și dacă ne calificam rario, ce? Ce mare lucru, domnule. Drumul dus întors în Brazilia te costă 3.000 de euro. Cazare, mâncare, băutură. Și să mai vii de acasă și bătut și cu nervii la pământ, să te bagi în credite. Pentru ce? Pentru 11 desculți în frunte cu nea piții. Știți? Cine este cel mai trist? Cine este cea mai tristă? Cine sunt cei mai triști la auzul că nu s-a calificat România? Prostituatele din Brazilia și-au făcut rapid niște calcule. Îs pe minus. Dom'le, dacă mergea Mutu, dacă mergea Tănase, dacă mergea Costea, nu se poate să nu fi spart ei toți banii, toate diurnele cu fetițele din Brazilia. Dragii noștri, piții, cel mai nefericit român, așa de supărat era aseară că n-a dat interviuri, am urmărit el două, trei lucruri, a zis, nu mă gândesc la demisie, nu? Pentru că sunt prea supărat și nefericit. Auzi la el, Măgaru, Măgaru Oltean, ce ești tu, Pițurcă, care ești tu, că nici nu mai știi care-i mai rău, Victor Ponta sau Victor Pițurcă, că toți ne mint, ne promit calificarea, mare acusarea și uite ce pățim, piții, Măgarule, firea aia dracu de prăvălie de Oltean, fără ușă, fără geam, pe la uși, pe la ferești, care Vica Blochina ești. Nu-ți convine să pleci, așa că pierzi 1,5 milioane de euro. Mișto, mișto. Nea Piții, în schimb, a promis că se revanșează față de jucători. La vară, în perioada campionatului mondial, îi duce la el acasă la Dăbuleni. Tot cam așa de colorație și dăbulenezii, în plus, sunt și lebenițe, lubenițe, mă rog, calario. Mutu a sărit și el, s-a trezit din... Mutu, cred că a rămas fără foițe. Mutu a sărit la beregata lui Pițurcă. Demisia îl face praf, pulbere, îl face așa, îl face și rulează. Înainte de meciul cu Ungaria, a zis Mutu, domnul Pițurcă ne-a vorbit despre cât de frumoasă este Ungaria, care are 2.800.000 de locuitori, are 70.000 de kilometri pătrați suprafață și capitala la Budapesta. Da, mă, prostule, da... Măcar geografie să învățați de la Piții, că fotbal, Vax Albina, crema puca. Dom'le, asta este. Oricum, tragem o linie. Vorba tot, vorba lui Mutu. Tragem o linie sau chiar mai multe, să stăm bine cu moralul, să ne bine dispunem. Asta e problema, nu? Selecționerul național.
Variante sunt destule. Dan Petrescu? Poate. Olăroiu? Dorinel Munteanu? Ar fi și el. Dar niciunul dintre acești posibili antrenori nu va putea face minuni. Poate Aurel Tămaș. Zăzi la coale când intră toți jucătorii pe teren să dea cu mânuța dumnealui așa. Băi, ce-s eu, om, ce fac oamenii, minuni. 3-0 România-Olanda, mulțumim Aurel Tămaș că l-ai calificat! Sau bă, Mircea Dinescu. Deci bă, el așa i-ar pune în priză pe jucători, că sunt jucători, a jucat ca rachetele. Bă, deci te duci, ai minge, bă, dai gol! Sau un posibil antrenor pentru echipa națională ar fi fostul manager al Alexandrei Stan și de n-ar juca, jar ar mânca din pumnul lui, are și toți vineți, le-ar fi rușine. Nu este în schimb rușine să vă prezentăm seară de seară frumosul nostru tablou neoimpresionist care se află pe net, facebook.com/tonicshow, acolo găsiți ce este în direct, dar și ce dăm în reluare. Săriți cu like-ul, săriți cu share-ul, poate ajungem și noi la mondialele internetului. Că poate sunt. Că avem cu ce ne lăuda, și pe net, și în offline, și avem fete. Ingerii lupește, cele mai senzaționale fete. În materialul următor o să vedeți ce li se poate întâmpla în parc atunci când sunt asaltate de un... pervers. Să vedem. Uite, vai, dragă, ce culoare ai la dragă! Tu ești special, tu ești special! Dragă de pe dragă, dragă! Da, uite, tu ce arduci pe tine și la... Uite, ce se crede, ce toc! Da, dar uite-te la mea de loc! Dragă, cine e asta pe drăguță? Ce vrea? Ce vrea asta? Cine vrea să jucăm Mima? Da, Mima pe film, oare? Da, cred că este... Dacă să mă gândesc bine, cred că e... Titanic! Da, Titanic! Ăla s-a scufundat de mult, nu merge. Hai, zi, hai, crești! Da, hai, cred că e... capra cu trei iezi. Și unde-i trei? Că-i numai unul. Da, cred că nu e bine, hai de zina, Adelina, tu zine că zine. Eu zic că e... Acum am o idee briliantă. Si. Cred că sunt trădit pe elefanții. Da. Deci care rompă? Nu e bine, bine, zi tu. Cred că e Dallas. Da, și jere cu pălărie, nu e bine. Eu zic, uite așa, Amur. Saga Amur. Nici o șansă dacă nu e noapte. Oprește-te. Si. Dar știu, acum știu. Nu mai vine să crezi. E Tom Degeția. Da, miracol în lumea medicală, o doamnă, o femeie din statul american Idaho a dat naștere la 3 copii, unul alb, unul galben și unul negru, în urma însămânțării artificiale la care a fost supusă. Surprinzător, s-a constatat că de vină a fost un angajat al spitalului care a preparat un cocktail din materialul seminal recoltat de la mai mulți donatori. Vom dezbate această știre mai pe larg în următorul moment. Bună seara, Marius! Bună seara, Marius! Bună seara, Nicu! Bună seara mie! Bună seara, invitatului! Bună seara, dragi telespectatori! Lui Dragoș nu-i putem spune bună seara. Nu, nici nu o să-i spune, pentru că nu e bună pentru el. Azi, când economia mondială se zbate într-o criză ce pare să nu se mai termine, când sistemul financiar este în colaps, când băncile cad una după alta, există totuși o bancă aflată pe trend ascendent. Banca de spermă, între faliment și relansare. Aceasta este tema discuției de astăzi. Îl am ca invitat pe analistul financiar și în același timp medic neonatolog, dr. Pompiliu Postcoiteanu, care n-a venit singur, ci însoțit de o rudă de-a lui de la țară, ce n-a vrut să intre în platou, îl așteaptă cu gâsca pe care am rugat-o să o muțească 2 secunde până terminăm noi talk show-ul. Domnule doctor, mai are lumea încredere în banca de spermă?
În primul rând, bună seara. Și vreau să vă spun că, contrar așteptărilor, acum acțiunile băncii de spermă au crescut foarte mult în ultimul timp. Chiar dacă am trecut și noi și au stagnat, am trecut și noi prin criză. Acum, oameni care nu de mult, țineau sperma la saltea sau în prezervative uzate vechi, acum au ajuns să le pună în depozitele noastre safe. E adevărat că stimulați și de dobânda noastră de 25 de spermatozoiți la 1 milion. Așa care, de mare? Care, nu, vi se pare o dobândă atractivă? Da, adevărat? Mi se pare o cotă foarte mare. Totuși, se știe că păstrată în condiții neadecvate ea, adică sperma, își poate pierde calitățile reproducătoare. Ce măsuri ați luat pentru a preîntâmpina asta, domnule doctor? Domnule dragă, atunci când observăm stările de moleșeală, le eliminăm și pentru asta am angajat niște specialiști în mânat turma, pe care i-am dotat cu niște biciuri, da? Care atunci când observă lipsă de agitație în mulțime, cu biciu, biciuiesc 10 duzii de spermatozoizi și se agită tot rașca. Da, în ceea ce privește împrumuturile, ce politică are banca dumneavoastră? În primul rând ne-am adresat familiilor sterile, da? Pe care îi împrumutăm în rate rambursabile, ca la orice bancă, da? Așa că clientul nostru vine la ghișeu, depune acolo rata la funcționară, care îl ajută, profesionist, bineînțeles, profesionist, pentru că îi pune la dispoziție material stimulator, cum ar fi reviste pentru adulți, ca de exemplu Vânătorul și Pescarul Sportiv sau Automotovello. Da. Ați avut și s-a întâmplat să aveți și clienți nemulțumiți? Dar sigur că se mai întâmplă, sunt clienți care ne spun că au apărut copii de altă culoare printre cei... Se mai întâmplă, dar asta se rezolvă între clienții după aceea. Cei negri pleacă la familia de culoare, iar ceilalți invers. Da, mi se pare un lucru foarte bun. Iată, doamnelor și domnilor, cum băncile vin în cele din urmă în ajutorul cetățeanului. Mai urmează să apară în curând și creditul de nevoi fiziologice. Nicu? Eu mă bucur că există și așa ceva. It's easy cu spermatozoizi prin cele ce ne-a spus. Mulțumim frumos! Au revoir! Au revoir! Cine zice că românii nu respectă tradițiile e un bou. Dom'le, dacă n-ai belit, o să mai belești, numai să ai motiv. Mielul de Paște nu-i sărbătoare. Dacă nu te-ai mascat de Halloween, ai ratat totul. Iar dacă n-ai inimioare de Halloween, de Halloween-ul portofelului Valentine's, ești degeaba. Suntem disperați să tăiem un port de Crăciun, trebuie să recunoaștem. Ne place fumătura, ne plac măruntaiele, porcăriile. Uite că pe site-urile românești de mică publicitate apar anunțuri în care oamenii oferă în schimbul unui porc, deci îmi dai porcul, telefoane de ultimă generație, laptopuri, tablete și chiar desktopuri. Ce o să facă săracii care au plin de aparatură în casă, dar nu reușesc să facă un schimb cu un porc? O să pună poze cu porcul pe tabletă? O să se uite toată familia salivând la el? Sau în loc să pârjolească porcul, vor arde niște CD-uri cu Nero? Sau o să-și pună tonuri de apel cu guițar de porc, așa să simtă și ei un pic Ignatul? Parcă și văd cum se adaptează foarte repede firmele de telefoane mobile. Îți prelungești abonamentul, primești o pulpă de porc. Ai puncte adunate, primești 3 kg de șorici. Uită de abonamentul canguri, delfin sau colibri. Cu noul abonament porc pitic, poți să ai cârnați în rețea cât dorești. Jumări nelimitate și slănină cu boia pentru toți cei dragi. Ca să fim la curent cu ce se întâmplă în lume, cu studiile cercetătorilor, cu cei buni, cei rău, cu ce trebuie să știm ca să mergem în viață înainte, specialista noastră pe probleme de știațcă, în continuare. Într-un studiu efectuat la Londra, în anul 2000, s-a descoperit că 99% din bancnotele
puse în circulație aveau urmă de cocaină pe ele. De acolo vine vorba. Banii îți iau mințile. Obiceiul strângerii de mână a fost inițial creat pentru ca doi parteneri să dovedească că, virgulă, nu sunt înarmați. Aha. Dar, cum femeile, noi știm foarte bine că nu dăm mâna, nu știm dacă bărbatul e înarmat sau nu. Și ne dăm seama doar prea târziu că, de fapt, el nu are armă sau are mică. Arma! Vă iubesc și ne vedem doar la Știați Că. Dragii noștri, cuvântul selfie se scrie S-E-L-F-I-E, selfie, a fost declarat de către dicționarul Oxford cuvântul anului 2013. Cuvântul acesta înseamnă, egal în dicționar, autoportret fotografiat cu un telefon mobil și pus pe rețelele de socializare. Știți faza asta, nu? Iubi, cu iubii la cină, cu iubii la moaște, cu iubii în pat, eu la Paris, eu la banchet, eu ruptă de beat. Cu taci vena. Doamnelor și domnilor, vestea bună este că pentru Băsescu, cuvântul anului 2013 este beau, în Ardeal, cuvântul anului 2013 este no, a pronunțat un pic mai lung no, iar în Moldova, dă-și tu un vicoiț! Cam așa stă treaba. Păi, Nicu! Băi! Da, să trăiți! Cuvântul anului o fi beau, dar scriem beau, citim bo. Nu boc. Nu, bo. Boc a fost cuvântul anilor 2009-2012. Nu e așa? Iarna ne bate în porți, visăm zăpadă pe prispă, moșu, să vină moșu cu desaga lui plină cu cadouri. Și ce este mai minunat la focul șemineului decât să asculți povești în gură? Bună seara, copii! Eu sunt Pilu și vă zic poveste să puteți dormi. Astăzi, capra cu trieză. Fost odată o capră care avea trieduți. Ca așa, s-o nemerit, no. Și zice într-o zi capra, eu mă duc la cumpărături să iau potole și de alea la piață, voi stați acasă, nu care cumva să deschideți ușa dacă vine lupul care e ceacaneu. Da? Dacă n-auziți parola, trieți, cucuieț, ușa mamei, ieți cuieț, că mama va duce vouă, lapte, carne, brânză, vouă și alte potole, știi tu cum e. Ți-a înțeles? Înțeles, mama! Pleacă capra, ăștia doi mari încep să joace pe acolo pincă, cărți, că erau filcăi de aia, că erau ceacanăi. Ăla mic cu tot cerarul dă-i pe calculator, site-ul porno și alte minuni, că se pricepea, era artist. La un moment dat vine lupul. Ce e? Tiezi, cucuiețu, jame, du-te, mă, de aici, că știm că nu ești tu, mă, ce asta-i voce. Pleacă, asta nu-i vocea lui Mica, se enervează lupul, se duce la dentist. Își pilește dințe. În ofertă era pus și un cristal Swarovski pe canin. Vine înapoi. Ce e? Trăiesc, cucuiețu, ușa mami. O vine mica! Sară aia doi mari. Să duc frumos, să deschidă ușa mică. Nu-i mica, că știu, că asta e voce de tornero, de trei stariu. Nu-i mica! Bai mica, bai mica, aia doi. Să duc să deschidă. Ăsta micu, dă-i sub cuptor, că aveau loc acolo. Deschidă ăștia doi, vine lupul. I mâncă pe amândoi. Fără salată, să ciumulești o țâră. Și pleacă, nu-l găsește pe la mic nici cum. Vine mica acasă, ușa larg deschisă. Triez! Ia să la mic de sub cuptor. Ce tri, mamă, că numai unul, că pe doi o mânca lupul. Hai, trăznila, n-o las că-l aranjezi. O facem parastas până într-o la aia doi mari. Pregătim acolo frumos sarmale, că lui lupul îi plac. El mâncă sarmale cu varzacră și cu more. Și faci un foc în groapă, groapă, foc, lemne, deasupra o rogojină, pe rogojină, un scăunil de la mic, din ceară de urechi, făcut ca să topească. Când mânca mai bine, Dumnezeu să ierte pe aia doi, memoria lor. Asta capra tăi să plângă și e cu lacrimi, dar de fapt răzbunarea caprii era gata. Să topește scăunilul, chică lupul, arde arsuri de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grade.
săgată. Capra fericită trăiește cu Edu Alamnic, care ajunge mare artist de adâncime și după aia prim-ministru într-o țară, vai, e țara caprii. No, noapte bună! Durniți, mă! La culcare, că am gătat! Imediat mergem și la culcare, până una alta mai spunem că Eba Elena Băsescu a devenit brusc o mămică grijulie și mai ales o angajată model. Ce-a făcut Eba? Și-a luat fetița de numai câteva luni cu ea la serviciu, adică la ședință la Parlamentul European de la Strasbourg. Colegii de Parlament au felicitat-o și au făcut poze cu fetița, cu Eba, i-au zâmbit și erau cu telefoanele pornite pe filmat atunci când Eba a alăptat. Că știți, Eba, când îi vine, catasul. Însuși tribunul Vadim Tudor a declarat, am ținut-o pe fată, pe Sofia Anais, Sofia, înțelepciune, pe limba greacă, e deosebită. Până nu i-am dat 200 de rom, nu a tăcut, a făcut pe costumul meu alb de europarlamentar, era să o șterg cu prapuri pe care vrea să-mi ia derbedeul de funar. Și pe de altă parte, acum toți știm, când erau mici, ne mai duceau mămicile la servici. Asta e, ce să faci? Stăteam acolo 2-3 ore, vedeam oameni mari. E frumos așa, când ai mamă contabilă, te duce la contabilitate, când ai mamă europarlamentar, te duce la, nu știu, Alina Plugaru, dacă unde o să-și ducă copilul și la mai ales plug. Ce o să... La plug. La plug. La plug și o să facă grappling, cum ar zice Lelea Lucreție. Acum, pe de altă parte, cu cine s-o lase Eba pe Sofia Anais? Cu Sida? Cum să-și lași fata de 4 luni cu Sida? Cu Băsescu? Îi bea și antigelul, dacă e pe sistemul băsescian. Micuța noastră care vine la servici cu ea însăși, Adelina Timu. Adelina! Da, Nicu. Ce ne spui despre rezultatul de aseară? Nicu, spun că nu a fost logic. Cum? Nu? Unde-i? Păi logic era dacă grecii au dat 2 goluri, să fie 2-0 pentru ei, dar a fost 1-1. 1-1 pentru cine? Pentru toată lumea. Pentru toți care au jucat, a fost 1-1. Ai dreptate, Adelina, asta este, fotbalul nu este matematică. Nici sportul nu este fără generic, nu e așa? Nici sportul nu este pentru fără generic. Pentru simplu fapt că este. Generic. Generic. Aseară Naționala României a fost o gazdă bună. Nu i-am deranjat deloc pe greci. I-am lăsat să facă ce vor, ne-au dat 9 goluri și și-au dat și lor. Ce drăguți! Pe la poarta lor am trecut doar în repriza a doua, când poarta lor a devenit a noastră. Arbitrul meciului a fost și el foarte drăguț. La sfârșitul partidei a declarat că ne-ar fi acordat un penalti dacă am fi ajuns în careul lor, dar așa, penalti de la jumătatea terenului nu s-a mai văzut în fotbal. Victor Pițurcă a declarat că Grecia a fost bună de tot, mai bună chiar și decât Vika Blohina. Așadar, nu mergem la Rio, stăm acasă și ne uităm la televizor, la Tonic Show. Bineînțeles că meciurile din Brazilia vor fi pe la 3 dimineața. Și ați văzut voi români care se scoale cu noaptea în cap, dacă nu-i fotbalist. Vă pup nostalgic și nocturn și vă aștept și mâine. Nicu? Adelina, mulțumim frumos. Ești consolarea noastră dragă, consolarea noastră dulce după eșecul suferit de Naționala României în meciul disputat aseară pe Arena Națională cu Grecia. Reamintim, a fost 1-1, în tur a fost 1-3, ne-au bătut grecii. Cine n-are olandez să-și cumpere. Noi în continuare urmărim frumoasa rubrică, cea mai de succes, cea mai accesată și cea mai aplaudată de către public, publicitate.